Nu este cred că Asus preferă enorm experimentele. Ei mereu încearcă o combinație dintre două ecrane, dintre două, trei dispozitive, dintre... Ok, cu trei eu am exagerat, dar... Asta este Asus ZenBook Flip, laptopul care are în loc de touchpad ecran și încă se deschide la 360 de grade. De ce? Pentru ce? Hai să încercăm să aflăm. ZenBook Flip este și el unul din experimente. Asus aici vine cu cea mai interesantă sau stranie ofertă. În loc de touchpad, tu ai ecran care mărește funcționalul acestui ecran de bază, nu doar este o extensie pentru el. Curios e faptul că rezoluția acestui ecran este mai mare decât rezoluția ecranului de bază și deja bonus, cel mai nou și tehnologic procesor, placă video și 16 GB de memorie operativă. De ce nu dacă se poate? Ca aspect, Asus de mult și-a stabilit linia asta de design. Această construcție de tip ErgoLift, care ridică tastatura sub un anumit unghi pentru tapat mai comod, pentru o răcire mult mai eficientă, asta presupune că tu vei recunoaște aceste laptopuri de departe, deoarece această construcție de tip ErgoLift se folosește chiar și la laptopurile de buget. Dar, în general, toate deciziile legate de design la acest laptop sunt simple și tipice pentru Asus în această categorie de preț. De exemplu, toată carcasa laptopului este din aluminiu, frumos prelucrat, mat. Primul moment care mi s-a părut cel mai curios e faptul că nu au încercat să obțină cel mai subțire laptop din industrie și, în general, cu laptopul ăsta Asus nu a încercat să facă un concurent pentru nu știu care producător, pentru că Asus, crede-mă, perfect trăiește în lumea sa. Această grosime le permis să facă, pentru început, o autonomie mult mai bună și, în al doilea rând, au instalat aici toate porturile de care tu posibil că vei avea nevoie. Apropo, butonul de pornire a laptopului tot este pe dreapta, slotul pentru card SD, USB tip C, tip A, port HDMI, portul de încărcare și aici mai ai încă un port USB tip A și portul pentru cache. Cum spuneam, toate porturile de care tu astăzi poți să ai nevoie. Nu ai nevoie de niciun adaptor în plus, nu ai nevoie de... În general, nu ai nevoie de nimic în plus pentru ca să utilizezi acest laptop la maxim. Ce-i cu acest ecran touchpad? Astăzi noi mai mult despre el o să vorbim, mai puțin interesează toate restul. Dacă tu ai să mă întrebi la ce bun Asus a inventat așa ceva, unicul răspuns pe care eu la momentul actual l-am găsit este pentru că Asus poate, de ce nu, de ce să nu fac aceste experimente? La moment, acest ecran este o completare pentru ecranul de bază, nu este un funcțional fără de care tu nu vei putea folosi laptopul. Pe site-ul Asus, tu ai să găsești o serie de aplicații care sunt compatibile anume cu acest touchpad. Vorbesc doar despre cele care au un funcțional separat doar pentru el. În mare parte merge vorba despre aplicațiile Adobe sau Microsoft, din cele care sunt disponibile la momentul actual. Plus, el poate fi o extensie pentru ecranul de bază, el poate dubla ceea ce se întâmplă pe ecranul de bază și, desigur, mouse clasic, așa cum suntem noi obișnuiți. Ideea este că astăzi acesta îți simplifică foarte mult munca ta cu laptopul, dar încă, și am să repet, încă, nu-ți schimbă definitiv interacțiunea ta cu el. Cel mai principal și, în general, pentru ce am pornit noi astăzi tot acest episod, e faptul că Asus lucrează foarte mult la această tehnologie. Este unica tehnologie sau cel puțin ultima tehnologie din câte ține minte pe care Asus o dezvoltă și a adus-o până la bun sfârșit. Și partea bună este că perspectivele sunt pur și simplu enorme. La momentul aici poți deschide așa aplicații ca calculator, calendar, cele mai tehnologizate aplicații sau poți deschide careva shortcut-uri pentru, iarăși, aceleași aplicații Adobe sau Microsoft pentru că alți dezvoltători încă nu s-au implicat sau poți dubla ceea ce se întâmplă pe ecranul principal, cum spuneam. Din ceva interesant mie a fost doar, eu am deschis YouTube pe acest touchpad în timp ce lucram pe ecranul de bază. Sper că ai înțeles direcția gândurilor mele. Este interesantă ideea lor, perspectivele sunt mari. Spuneam, Asus lucrează foarte mult la această tehnologie. În orice moment se pot implica și dezvoltatorii de aplicații. Într-un final, totul se limitează la soft. Dar la momentul actual este mai mult fun decât o 100% necesitate. Așa că așteptăm să vedem direcția care o va lua Asus pe viitor. De ce nu? Poate la anul viitor toate laptopurile lor vor avea acest touchpad
ecran, nu știu cum altfel să-i spun. Pentru că acest touchpad să lucreze așa cum au prevăzut cei care l-au inventat, spuneam mai devreme că a fost necesar ca laptopul să fie echipat cu parametri de top, cu cei mai actuali parametri la moment. Eu totuși cred că acești parametri au fost incluși mai mult pentru a evita posibile laguri, nu că ar fi super, super necesar la moment. Cu acest touchpad sunt disponibile două variante de procesor. Undeva, nu știu unde în lume, dar undeva există, varianta cu procesor i5. Eu am varianta cu procesor i7 din generația A10, dar nu te bucura tare, deoarece este procesor cu consum redus de curent, așa că gaming aici tu nu ai să faci. Eu zic că tot pachetul ăsta de parametri e mai mult potrivit pentru, hai să reformulăm, e potrivit pentru tot, cu excepția gamingului. Tu ușor ai să montezi un episod cu rezoluție 4K. Da, nu vei face asta zi de zi și non-stop, dar o poți face foarte simplu. Tu poți redacta o imagine sau poți lucra simplu în Photoshop. Nu uita, tu ai shortcut-urile pe acest touchpad. Dar gaming în adevăratul sens al cuvântului tu nu vei putea face aici, deoarece, în primul rând, procesorul nu este 100% adaptat pentru gaming și sistemul de răcire la fel. Cel mai neplăcut moment în tot ce am zis eu până acum e faptul că tu nu poți face niciun upgrade. Așa cum l-ai cumpărat, așa și-l folosești. Asta este deviza Asus în ultima perioadă. Așa cum cumperi laptopul, așa-l folosești, nu poți schimba absolut nimic. Probabil ar fi bine să vorbesc și despre ecranul de bază, pentru că cât de tehnologic nu ar fi acest ecran touchpad, totuși interacționăm noi cel mai mult cu ecranul principal. Deci, Asus continuă să instaleze matrice IPS pentru laptopurile sale de top. În cutie, pe lângă husă, vezi cât de elegant eu am găsit locul unde să spun că găsești în cutie husă, mai găsești atașa un stilou. Acesta îți simplifică foarte mult lucru cu laptopul în timp ce îl folosești în poziție de tablet. Sau așa, sau așa. El ar fi mai potrivit în aplicații specializate, cum ar fi aplicații de desen, aplicații de scris, careva, conspecte, notițe. Tu în Microsoft Store sau cum se mai numește el, tu vei găsi destule. În utilizarea simplă de zi cu zi, când eu stau frumos și el și navighez pe Facebook sau citesc careva știri, eu nu i-am găsit loc. Dar vreau să mai adaug încă ceva. Ecranul principal are și el un mic dezavantaj. Faptul că este lucios. Touchpad-ul este mat pentru a evita amprentele care pot rămâne pe el în timpul utilizării, dar ecranul principal, chiar dacă este touchscreen, este lucios, lucru care poate face utilizarea mai dificilă atunci când razele solare bat direct în el, plus desigur că strânge amprentele. Ce vreau să zic în concluzie? Asus Flip este mai mult o soluție pentru tot. El se descurcă absolut bine cu tot, și cu gamingul, și cu montajul video, și cu prelucrarea imaginii în aplicații specializate și așa mai departe. Ideea este că, datorită prețului, la moment el este o mașinărie bună pentru un public îngust. Trebuie să te obișnuiești să-l folosești, trebuie să te obișnuiești să folosești și acest stilou în combinația cu acest laptop. Concluziile pe care eu le-am tras pentru mine după câteva zile petrecute cu acest laptop e faptul că eu nu știu să apreciez toate aplicațiile care au fost pregătite pentru acest touchpad așa cum trebuie, deoarece eu nu sunt un fotograf profesionist care aș putea redacta imaginile folosind acest touchpad și așa mai departe, dar faptul că perspectivele sunt mari și dacă s-ar implica mult mai mulți dezvoltatori de aplicații și de ce nu poate alți producători ar aduce aceeași tehnologie pe laptopul lor, probabil peste câțiva ani noi vom avea cu totul alt tip de laptopuri. Next Level You. Enter.